Iar se aude aici. o, un ecou. Bună dimineața și... Mulțumim criticului de artă al nostru, care este Francesc. Exact. Și Robert ridică mânuța. Bună dimineața și bine v-am găsit la o nouă lecție de engleză pentru copii între 6 și 9 ani. Astăzi vom învăța împreună despre ce avem noi în bucătărie, ce au copiii în bucătăriile lor și ce putem avea în general în bucătărie, în limba engleză, normal. Și eu le-am pregătit și câteva joculețe și să vedem dacă copiii sunt pregătiți pentru a începe o nouă lecție de engleză. Da! Yes! Yes, yes, yes! Bun! O să vă dau acum share screen și să-mi spuneți dacă o să vă imediat. Așa. Imediat vă dau și pe ecran. Să-mi spuneți dacă vedeți cu toții bucătăria. Mă rog, câteva obiecte din bucătărie. Vedem? Vedem. Vedem. Bun. Ca de fiecare dată, o să începem cu câteva dintre obiectele pe care le vom recapitula în caz de le știți deja sau de, pe care le veți descoperi în caz de nu știați înainte, după care avem pregătite două sau trei joculețe. Întrebare întrebătoare. Cine știe să-mi zică mie, cu tot cu imagine de pe ecran și cu cunoștințele pe care le-au dinainte, cum se spune la furculiță? Ia să vedem cine ridică mâna. Bun. Prima oară, încă avem un eco acolo, dar a ridicat prima oară din ce am văzut eu. Stați că nu, încă nu vă știu pe nume. Mara a ridicat prima oară mânuța. Ia să vedem Mara. Cum se zice la furculiță? Cred că ești pe mut pentru că nu te-am... Nu, nu ești pe mut. Ia spune mai tare că nu te-am auzit. Dacă nu știu, pot să zic eu. Da, dacă nu știu, poți să zici tu. Dar azi, dacă Mara poate să zică tare, 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 cum se zice la furculiță? Fork. Bun. Ia să vedem cum îmi spune mie Cristi. Cristi, știi cumva cum se spune la linguriță? Spun. Foarte bine. Bravo, bravo, bravo. Robert, în care mânuța ridicată? Robert, vrei să răspunzi sau este a rămas acolo de când ai pus-o? Și vezi că ești pe mut dacă spui ceva, nu te auzim încă. Robert, Robert, Robert. Încă nu ne răspunde Robert, lăsăm pentru următoarea întrebare. Bun. Ia să vedem dacă Ryan poate să-mi zică mie cum se zice la... pahar. Pahar. Cum se spune? Glass. Foarte bine. Foarte bine, glass. Ia să vedem acum pentru... Franci, care e mânuța ridicată. Franci, cum se spune la cuțit? Cave. Cave înseamnă peșteră, dar poate să fie folosită, poate și o peșteră ca un cuțit, dar momentan se zice knife. Knife. Bun. Ia să vedem... Eric? Bun. Eric, cum se spune la cuptor? Este mai jos? Doamne, mai trebuie să mai fac asistată, că nu s-a făcut. Vai ce până că o te aud. Cum se spune la cuptor? Cuptor. Oven. Oven. Vai ce în eco sunteți. Dar este corect, oven. Ia să vedem dacă poate să-mi zică mie Anasi cum se zice la cană. Cană, cană, cană. Cap este cănuță micuță de ceai sau de cafea, depinde de preferințe. Și o să avem mug, care este o cănuță un pic mai măricică, de acord? Reținem yes. Pentru următoarele joculețe. Bun. Bubu, care e mânuța ridicată. Bubu, bubu, bubu. Poți să-mi zici tu mie cum se zice la farfurie? Nu știu, poți să... nu te au că ești pe mut. Eu nu știu. Bun, plate, plate. Bun, a zis ceva, cred că Ryan? Am auzit un doamnă. Nu, am zis că dacă nu știe, ea poți. Ah, da. Bun, 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 bun. Pe cine n-am mai, cu cine am mai vorbit eu? Adelina? Când, cu doi de când, câinarul? Cu, bun, Adelina. Ia să vedem, Adelina, cum îmi zici tu mie la... aparat de prăjit pâine, ca să nu zic în limba engleză. Ia-ți de Madelina. Dacă nu știe, poți să zici tu. Da, Ryan, dacă nu știe, poți să zici tu.
Twister? Toaster. Toaster. Bun. Ia să vedem Dragoș. Cu Dragoș nu cred că am vorbit până acum. Cum se zice Dragoș la aragaz? Hello, mulțumesc pentru că m-ați primit. Cu cel mai mare drag. La aragaz se spune oven. Oven este cuptor. Aragaz, uite că l-avem aici, dar sper că-mi vezi mouse-ul. Are două variante în care putem să-l spunem. Cooker. Cooker sau stove. Foarte bine. Cu cine l-am mai vorbit? Eu de mult. Cu Denis. Cu Denis nu am vorbit. Denis, cum spunem noi la frigider? Și ești pe mut, Denis, să știi. Frigi. Foarte, foarte bine. Bun. Și hai, vă mai trebuie încă două. Bun. Ia zi dacă poate să-mi zică mie cu Franci am vorbit, cu Eric am vorbit. Ștefan? Ștefan nu, cred că am zis până acum. Ștefan. Cum se zice Ștefan la cratiță? Cratiță, cratiță, cratiță. Are 3 litere. Dacă nu știe să ne zică Ștefan, o să-l ajute și pe Ștefan Denisa. Și dacă nu știe nici Denisa, Eric. A ridicat mâna și Eric. Deci mai întâi ne zice Denisa, dacă nu ne zice Eric. Ia să vedem dacă știe Denisa să ne zică cum se zice la cratiță. Pot. Foarte, foarte bine. Ia să vedem cum se zice că a ridicat mâna Eric la, bun, la sticlă. Eric, 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 sticlă, sticlă, sticlă. Bată. Corect, bun, bun, bun. Și haideți că o să trecem la următorul joc, unde avem și mai multe cuvinte. Adică o să trecem la primul joc. Deci, acum o să vă iau, o să aleg aleatoriu între voi, încă mă gândesc la număr, poate 5, poate mai mulți copilași. Și în funcție de cuvintele pe care le-am recapitulat în pagina anterioară și cuvintele pe care le vedem acum, trebuie să-mi spuneți efectiv ca întrebarea, să răspundem la întrebarea de pe ecran, what's in your kitchen? Ce avem noi în bucătărie? Și puteți să ziceți ce aveți voi în bucătăria voastră. Și o să iau aleatoriu, momentan 5 persoane, vedem cum se descurcă și vedem dacă mai luăm sau trecem la următorul joc. De acord? Bun, am fost niște dauri pe acolo. Ok. Cu cine n-am vorbit eu până acum? Cu Claudia nu am vorbit eu până acum. Azi de în Claudia. Dacă ar trebui să ne zici tu, ce este în bucătăria ta de acasă? Ce ne zice Claudia că ai? Oven. Oven, bun. Oven meat. Oven meat, foarte bine. Ce mai avem noi? Mai, ce mai ai tu, de fapt? Orange hot. Bun. Mag. Ce? Mug. Mag. Mag, foarte bine. Și atâta. Doar atâta în bucătărie? Nu ai farfurii? Am spus farfurii. Ah, ai spus place, bun. Și cuțite, cum se spunea? Cuțite, cuțite, cuțite. Dacă nu te ajută, Eric. Pot să zic eu? Pot să zic eu? Da, poți să zici. Cum se zice? No. Knife. Mm-hmm. Bun. Ia zi încă tu ridică, Eric, mânuța. Eric, ce ai tu în bucătărie? Ia, spune-ne tu. In my kitchen is mug. Mug, bun. Mug, toaster. Knif. Bun. Oven. Oven. Range hood. Bun. Microwave. Mm-hmm. Pot. Bun. Pitcher. Bun. Și peler. Și blender. Bun, bun, bun. Hai să vedem acum ce are Daniela. Nu cred că am vorbit cu Daniela. Sau dacă am vorbit, Daniela. Ia să vedem Daniela.
Ce ai tu în bucătăria ta? Spune ce e în bucătărie. Nu mai da cu asta, unde? Hai să dăm pentru Daniela. Daniela, Daniela. Nu auzim pe Daniela. Spune, spune Claudia. Acum da. Ea nu vorbește să se dea pe mut, că se formează microfonie. Este doar o persoană care nu e pe mut și totuși se face. Bun. Daniela, mai și cum o dată. Daniela? Deci doar Claudia nu este pe mut, din ce văd eu aici. Daniela încă este pe mut. Măi, doamna, puteți să-i dați al mut? Pot doar să îi cer să-și stea al mut. Nu pot să-i dau. Puteți să-i cer. Eu îi cer? Trebuie să-și accepte această cerere. Ate mai așteptăm încă 2 secunde pentru Daniela. Deci tot și la... pe Raina, Daniela. Uite, și Raina acum este tot pe anmut. Și acum este și Dragoș. Ia să vedem dacă ne ajută Dragoș. Dragoș, ce ai tu în bucătărie până îi rezolvă Daniela cu audio-ul? Ok. In my kitchen I have a blender. Bun. A cutting board, a toaster, whisk, a picker, okay. A grater, fry pan, saucepan, pot, on meat plate, mugs, range hood, oven, microwave. Ai cumva frigider? Yes. Și cum se zicea la frigider din pagina anterioară? Frigi, foarte bine. Ia să vedem dacă poți să ne zică și Călin. Cu Călin chiar n-am vorbit până acum. Călin, ce ai tu în bucătărie? Să știi că ești pe mut și încă nu te auzim. Poți să-ți dai în mut. Călin, încă este pe mut. Acum nu cred că mai este. Încă este pe mut. Dacă nu reușește Călin să vorbească, pot să zic eu? Asta a fost Franci, nu? Da. Gata, a reușit. Uite că a reușit Călin. După care urmezi tu, Franci. Ok? De acord? Bine. Hai să vedem, Călin. Ce ai tu în bucătărie? Eu nu știu să vorbesc în engleză. O, și nici nu știi să, nici nu putem să citim, că tu ai câți anișori ai? 7 anișori. Și nici de citit nu știm, nu? Știu puțin. Știi puțin? Bun, atunci fii atent, facem așa. Tu îmi zici mie în română ce ai și eu te ajut în engleză. Da. Bun, ia să vedem, ce ai tu în bucătărie? Zi-mi în română. Dulape, cuțite. Cuțit. Uite că începem cu cuțit. La cuțit zicem knife. De acord? Da. Ia să zici și tu după mine. Knife. Knife. Bun. Ce ai mai spus că mai ai? Cuțite. Asta am spus. Bun. Presupun că și furculițe. Da. Care, la care se zice forks. Forks. Bun. Ia zi-mi. Ce mai ai tu? Bun. Ce ai spus? Linguri. Linguri, spun. Asta este linguriță. Bun. Ai cumva căni? Da. Câteva acolo. La căni vom zice mag. Ai cumva farfurii? Sanci, cumva ce? Farfurii în care punem mâncărica. Da. Ai. La farfurii zicem plate. Bun. Plate. Hai să vedem. Ai cumva cuptor? Da. Bun, că face mami prăjiturele. Ia să vedem, la cuptor se zice oven. Oven. Bun. Mai am frigider, cuptor cu microunde, prăjitor de pâine. Bun, deci avem frigi,
pentru frigider, microwave pentru cuptor cu microunde, toaster pentru prăjitor de pâine. Maște curătoare, Strecurătoare, ce mai? Ca să știm să facem mai multe deodată. spatulă, Spatulă. Cum se zice la spatulă? Că aveam... Cum se zice la ustensile? Că este pe ecran. Cine răspunde? Ia să vedem cine ridică mâna. Cine ridică mâna? teacher. Da, cineva a zis teacher aici. Eu. Tu... Dragoș. Dragoș. Bun, zi. Că nu mi se luminase... Spatula. Speciula și la ustensile știi să zici? Care este și pe ecran? Cred că Franci ridicase mâna pentru ustensile. Pot să zic și eu? Ia zi, Ryan. Atunci. Bun, bun, bun. Ia să vedem dacă poate să-mi zică mie Bubu ce are în... Mai este Bubu cu noi? Nu mai este Bubu cu noi. Anasi, ce ai tu în bucătărie? După care Ștefan. In my kitchen, I have mugs, a pot, a microwave, an oven, sink, a pillar, saucepan, fry pan, blender, coffee maker, cutting board, oven mitt, Și and frigider. a range hood. Frigider ai? Trebuie să ai. And the fridge. Bun. Ăla mereu uităm de el și cred că pe la sigur l-are toată lumea. Bun. Trecem la următorul joculeț și dacă ne mai rămâne timp după, o să vă mai întreb pe mai mulți dintre voi ce aveți în frigider, voiam să zic, în bucătărie. De acord? Bun. În frigider și în bucătărie? Și în frigider și în bucătărie, dacă vreți. Bun. Hai să vedem. Uitați, aici avem niște cuvinte noi. Și o să trebuiască să le unim după cum credeți voi că înseamnă și ce înseamnă. Și o să vă zic eu pe rând. Oh, Franci, da, bravo. Uite, Franci, ca să mă revanșesc că urmai tu, le zici primele două cuvinte de aici. Îți convine? Mă ierți? Bun. Ia să vedem primele două cuvinte care crezi tu cu ce se potrivește. Să vedem ce înseamnă apron și baking pans. Baking pans, cred că înseamnă săcitor. Sau hai faci ca să fiu drăguță. Poți să-ți alegi tu două cuvinte care știi ce înseamnă. Pentru că eu am uitat să te las pe tine să zici despre bucătărie. Poți să-ți alegi două cuvinte care știi ce înseamnă. Să le unești. Le unesc eu. Poți să le unești tu sau poți să le unesc eu. Dacă poți să le unești, le unești tu. Dacă nu, le unesc eu pentru cine nu poate. Sau le unesc. Hai, Spatula. Ăla este tel. Spatulă, unul mai sus. Mi s-a dus Ia, hai că mouse-ul. fac. Așa, super. Și să-mi aduci aminte cum se zicea la tel? Așa. Poftim? La tel. Mai știi cum se La zice? tel. Ia. Știu eu. Cine știe? Cine știe? Eu. Ryan. Ia. Ia. Cum se zice Ryan? Uiște. Uisc. Foarte bine. Și hai să vedem ce își mai alege Franci să ne zică. Ah, dar poate mele și eu. Bun. Ce mai alegi? Sub pot. Sup. Pot, ok, care este? Așa, foarte bine. Ai unit foarte bine. Cine face să nu mai le unească, că trebuie să le trecem prin copii. Dar puteți să lăsați acum cutting board-ul unit. Bun. E, mă supăr și nu vă mai lasă desenați. Nu, Bun. decât unesc liniile, eu nu mă zbălesc. Așa, hai să vedem cine poate să-mi zică ce înseamnă apron. Ia zi dacă poate să-mi zică mie Denis. Denis, Denis, Denis. Poți să-mi zici tu mie ce înseamnă apron? Denis, Denis, Denis. Știu. Dacă nu știe, pot să zic eu. Dacă nu știe Denis, o să zică Denisa. Dar asta dacă poate să-i zică Denis sau Denisa. Că nu i-am auzit deloc. Dacă nu știe, pot să zic eu, nu? Mă mai gândesc. Denis, Denisa sau Ștefan. Sunteți pe munt și de aia nu vă aud și vreau să vă aud. Nu v-am auzit deloc în această oră. Și vă văd cum vă ziceți unul altuia să răspundeți, dar tot nu răspundeți. Șor, bun, am auzit. Yes.
Bun, bun, bun. Nu știu cine a zis, dar cine a zis? Bun. Eu vreau să zic shorts. Tu, cine vrea să zică shorts? Eu. Tu, Ryan? Bun, hai că lăsăm. Mai stai puțin, că tu ai mai vorbit, dar uite, vezi că cu ei nu prea mai am auzit din cauza microfonului închis. Uite, nici cu Mara n-am mai vorbit de mult. Mara, poți să ne zici ce înseamnă... Hai că te întreb eu pe tine să fiu drăguță. Cineva a șters... Știu unul. Două secunde. Cum se zice la... Nu, ia zi-mi pentru Mara. Ce înseamnă oven mitts? Mara, Mara, Mara. Nu mai desenați. Ia să vedem dacă știe Mara să ne zică. Mara, cred că ești pe mut și nu te putem auzi. Cine mai desenează, mă supăr. Așa, lăsați-le așa ca să fie ok și pentru ceilalți colegi, ca să vadă. Dacă nu ne zice Mara, poate să ne zică... Eu știu ce înseamnă și baking, și baking pans, dar și potato peeler. Și vreau potato peeler. Tu vrei potato peeler. Da, uite că o să, dacă tu-l știi, atunci nu ți-l mai... Deci, dacă mai văd o singură linie pe ecran care nu este făcută de mine, încheiem lecția. Așa. Bun. Haideți să vedem cum zice... Cu cine a mai vorbit de mult? Claudia? Cred că Claudia n-a mai vorbit de mult. Ce înseamnă pentru Claudia measuring cup? Eu, dacă nu știe, pot să zic eu. Dacă nu știe, mai vedem. Că vreau să mai vorbești. Uite, că, uite cu tine, Ryan, uite cât vorbesc. Și ceilalți colegi, nu, cu ei nu mai vorbim. Nu vrea să ne zică Claudia? Poți să zic eu? Nu știu cine a fost, dar da, poate să zică. Can din aceea cu măsurător? Foarte bine, foarte, foarte, foarte bine, bun. Ia să vedem acum, să lăsăm pe Ryan să zică, cum se spune la curățător de cartofi. La asta de potato peeler. Potato peeler, bun. Bun, hai să vedem acum cum se zice, ce însemna, nu mi-ați răspuns. Ia să vedem dacă ne zice Adelina. Adelina, nu am... Și ești pe mut și nici nu te văd, Adelina. Dacă poți să ne zici, Adelina, cum se zice la mânuși? Acele mânușele pe care le folosim pentru cuptor? Și dacă nu, ne zice Dragoș. Dar mai așteptăm puțin. Ce însemna? Hai să-mi, Dragoș, dacă poți să ne zici tu cum se spune la mânușele. Dar de nu știi. Hai că te ajută, Dragoș. Mănuși de cuptor. Leg acasă, adică în bucătărie. Nu te auzim, Dragoș, pentru că ești pe mut. Da. Bun. Mai puteți zice o dată că ne-am auzit. Nu uite la auzit. Acestea, la mănușile de cuptor. Ți le-am și în circuit. Ok. Cum se spune oare? Oven meat. Corect, foarte bine. Bun, bun, bun. Cum se zice la... La soup ladle. Ce înseamnă soup ladle? Ia să vedem. Cine mă ajută? Să ridice mânuța. Și mă uit eu pe imagine. Soup, uitați că îl încercuiesc ca să știți despre care vorbesc. Anasi. Nu cred că e pocal. E primul de pe... Partea dreaptă, bun. Corect. Foarte bine. Bun, bun, bun. Ia să vedem ce înseamnă strainer pentru... Cu cine am mai vorbit eu de mult? Eric? Eric poate să ne zică ce înseamnă strainer? Eric. Eric. Da, nu știu cine a zis, dar poate... A, Ryan. Nu, mai Ryan mai așteptăm, că Ryan n-a mai vorbit. Dacă nu ne zice Eric, atunci ne zice... Ștefan? Nu vrea să ne zică? Decorator. Bun, foarte bine, bun. Bun. Ia să vedem cine a mai rămas...
ce înseamnă cookie sheet. Ia să vedem care ar fi cookie sheet și baking pans. Ia să vedem. Cine vrea să ridice mânuța? Că vă văd. Deci, fetița care are mască jos pentru că nu-ți văd numele și are codițe împletite. Bun. Gata. Setul acela de forme. Bun, bun, bun. Care din ele? Putting cookie set. Ala este cookie sheet. Deci o să avem așa. Baking pans. Bun. Și cookie sheet. Bun. Și acum ștergem tot ce a fost aici. O să... Poate să dea toată lumea care a desenat, vă rog frumos, undo. Că mai șterg și eu, dar ca să fie mai rapid. Sau haideți că le iau eu. Bun. Și trecem la ultimul joc. Nu pot să șterg. Bun. Gata. Lăsăm așa. Cine? Călin? Călin, uite. Teacher. Uite, Călin răspunde primul la următorul. Da, teacher, am auzit un teacher. Aici este teacher. Eu iubesc engleza, am dat primul Cambridge și l-am luat. Bravo, foarte bine! Și îți place engleza? Mult, mult, mult? Da, îmi place foarte mult. Păi și de ce îți place ție foarte, foarte mult? Pentru că îmi place pentru că poți să vorbești când te duci în alte țări. Așa? Sunt jocuri distractive în engleză, sunt filme în engleză și care nu au traducere, le traduci tu în minte. Foarte, foarte bine. Nici eu nu puteam să zic mai bine de atât. Bravo, bravo. Uite, pentru acest răspuns și această confesiune, cred că este corect în limba română, o să spui cuvântul numărul 2. Cum spuneam noi la al doilea cuvânt în limba engleză? Dacă nu știți, ne zică Dragoș și să ne zică Călin. Hai că să mai dau puțin la pagina a doua, cred, ca să te ajut. Ok. Este sus în partea stângă. Kitle. Bun. Kitle. Hai să vedem, Călin, dacă poate să ne zică la 3, avem un pahar. Știi tu, Călin, și scriu eu, cum se zice la pahar? Nu te... Ce ai spus, Călin? Știi să citești? Atunci te duc, fii atent. Dar cine tu mă zgălește? Nu mă zgălește nimeni acum. Teacher! Da? Mai e un lucru interesant la engleză. În fiecare țară în care... Așa, zi? Păi... În fiecare țară unde te duci, dacă nu știi limba aceea, poți să vorbești engleză. Da, și să comunici cu oamenii. Glas, foarte bine, uite că până atunci a citit și... Pot eu să scriu? O să le scriu eu, că după mă zgălim iară și după iar ne zăpăcim. Așa mai ține molii. Ia zi dacă poate să-mi zic acum... Dar eu nu mă zgălesc. Uite... Dacă îmi zici cum se zice și la 4, fără să-ți arăt imaginea, te lasă scritul pe 4. Călin. Serios. Serios. Da, serios. Dacă nu știi tu să-mi zici, o să mă ajute Franci. Franci la 4. Poți zic eu la 4. Cap. Corect. Foarte bine. Ia zi dacă poate să-mi zic acum Claudia sau Daniela, că încă nu le-am auzit pe Claudia sau Daniela la 5. 5. O să avem cine poate să-mi zică cum se zice la farfurie. Mara a ridicat mâna și Denisa a zis ceva. Ce ai spus, Denisa? Plate. Foarte bine. Bun. Ia să vedem la 6, dacă poate să-mi zică mie... Anasi?
poți să-și varianta scurtă, cu 3 litere. Cine o ajută pe Anasi? Ryan, vrei să o ajuți pe Anasi? Pentru 6? Irina, pune-mă tot pe mute, te rog frumos. Irina, tot pe mute, că se aude microfonul. Pen la 6, foarte bine. Hai că l-am auzit până la pus bine. Pen, bun, eram la plate. Ia să vedem dacă poate să... Ioana, eu propun ca restul de exercițiu să-l dăm ca temă și să-l postăm și pe paginile noastre. Sigur. Pe Andrea Berehout Academy și pe Andrea Berehout Orchestra, da? Ok, așa rămâne atunci. Poate să-l facă fiecare, pentru că dacă e microfonul și nu se aude, s-ar putea să sărim dintre copii și nu cred că... Bun, atunci, până data viitoare, temă. Și atunci să-l facem pentru data viitoare exercițiul pentru... Ca și temă. Da? Mm-hmm. Așa rămâne și... Vă mulțumim frumos pentru că ați fost la lecția de astăzi. Suntem foarte mândre de voi pentru că am văzut mult interes și am văzut că v-ați descurcat extraordinar. Bine, cred că ați mai auzit și prin bucătărie denumirile acestor aparate, pentru că ele au fost preluate foarte mult din engleză, direct din engleză, corect? Avem și toaster, avem și coffee maker și, mă rog, sunt mai multe. V-a plăcut lecția de astăzi, copii? Da. Vă faceți tema pentru săptămâna viitoare? Să știți, sunt foarte mândră de voi. Și atunci o să ne vedem data viitoare, la următoarea lecție, da? Cu tema făcută. O să publicăm exercițiul pe pagină. V-am pupat, copii, să aveți o zi frumoasă. La revedere! La revedere, copii! La revedere.